Bun găsit! Vestea este mai puțin bună pentru cei care nu agrează ploile de vară. Meteorologii anunță că vremea se răcește și revin ploile, care vor persista până spre sfârșitul săptămânii. Concret, în prima parte a săptămânii, în județ vom avea vreme frumoasă, cu o maximă termică de 30 de grade Celsius. Începând de marți, noaptea, vremea se înrăutățește ușor, astfel vor fi posibile furtuni cu descărcări electrice. Începând de miercuri și până joi, la ora 12, șansele de ploaie cresc până la 75%, iar temperatura nu va depăși 28 de grade Celsius, asta conform site-ului de specialitate vremea.net. În weekend, în mare parte, cerul va fi acoperit de nori. Vineri vor fi averse de ploaie. Temperaturile se vor încadra între 15 și 27 de grade Celsius. Sâmbătă vom avea vreme mai bună și ne vom putea bucura mai mult de soare. Duminică cerul va continua să fie noros, iar maxima termică va atinge 27 de grade Celsius. Prognoza nu se oprește aici, nu trebuie să uităm totuși că este vară. Meteorologii spun că în următoarele două săptămâni în țară sunt posibile averse de ploaie, însă cerul va fi predominant însorit. Maxima termică va atinge 31 de grade Celsius. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Ionuț Cioloca.